E o zi minunată. Au ajuns deja? Nu vine odată cu untul. Abia aștept ziua de mâine. Cina de homar e cea mai bună parte a festivalului. Nici vorbă, Cody. Parada tehnologiei e cea mai bună. Mai ales aparatul tatălui meu. Ți-am spus cumva că eu îl conduc? Frankie, se numește Festivalul Homarilor și Tehnologiei, nu invers. Tehnologia nu e importantă. Bine, data viitoare când vrei să-ți repar computerul, ia-mă un homar. Bună, Frankie, bună, fiule. Ține asta, te rog. Suntem aproape gata cu umflarea baloanelor de paradă. L-am lăsat pe cel mai mare la urmă. Cody, i-ai spus lui Frankie despre roboți? Și eu particip la paradă cu tata. Roboții salvatori sunt invitații de onoare. Roboți? Mare brânză! Sunt o grămadă în Griffin Rock. A? Oh! 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 Chase, transformați-vă și salvați-l! Îmi cer scuze! Ajutor! Tată! O patrulă cu patru autobuți în stată s-a trezit într-o ciudată ipostază. Era ei acum căminul lor și plus Optimus Prime, așa ne-a spus. Pe pământ se ajutați și apărați. Trăiți în lumea lor și trebuie respectați. Doar câțiva eroi vă vor fi aliați. Pentru toți ceilalți, rămâneți echizați. Salvatori, haideți să pornim. E pe ticol, deci să intervenim. Salvatori, haideți să pornim. Salvatori, Cody îi îndrumă pe drumul cel greu. Salvatorii o reuși mereu. Salvatorii, transformatorii salvatori. Zburomari la paradă. Ajutor! Doctorul! Salvatori, demarați operațiunea! Doc, încearcă să-ți scoți piciorul din sfoară. Heatwave, întinde scara. Ți-am luat-o înainte. Ca de obicei. Ai grijă, știi că sunt oameni în jur. Heatwave, urcă. Da, stăpâne. Uite acolo. Ai grijă, tată. Sunt bine, Fren. Ușor, coboară puțin. Și? L-am prins. Scuze că te-am speriat, scumpa mea. Scuze că m-am speriat și eu. Dar sunt teafăr datorită ție, Cade. Scuze, mi se pare că am ceva în gât. Mulțumesc încă o dată. Cody, n-ar fi rău să le ținem o lecție de recapitulare roboților. Unii dintre ei par a fi uitat cum să se poarte. Mâine vor fi în centrul atenției. Mă ocup eu de asta, tată.
Bine, prieteni, nu uitați, când nu suntem doar în familie, trebuie să vă prefaceți că sunteți roboți. Repetați după mine. Sunt un robot. Sunt un robot. Hei, unde-i Heatwave? El are nevoie de lecția aceasta. Nu l-am văzut. Păi, ceea ce a făcut el ieri, voi să nu faceți. Fără emoții. Și nu reacționați decât dacă vă spunem. Boulder! Scuze, dar sunt atât de văzut. Și cum n-am mai fost la o paradă, vreau să văd totul. Gândiți-vă că e un joc. Simon spune, rotiți-vă la dreapta. Simon spune, ridicați brațul drept. Rotiți-vă la stânga. Simon n-a autorizat ultima mișcare. Așa e, Chase. Nu uitați, la paradă faceți doar ce vă spun conducătorii voștri. Și tocmai de aceea eu nu voi merge. Să mă prefac o mașinărie și să mă supun unor oameni care își asumă toate meritele în final. De data asta mă abțin. Heatwave, să știi că eu te înțeleg. Fratelui meu îi place să fie în centrul atenției. Dar gândește-te la copiii care vor dori să urce într-o mașină de pompieri. La asta mă gândeam și eu. De fapt, Cody, ce-și pun copiii pe degete? Ultima dată când a urcat unul a fost lipicios zile întregi. Heatwave, ai văzut posterul din biroul șefului? Te referi la cel cu pisicuța atârnată de creangă? Nu, la cel unde scrie, echipa e mai presus de mine. Cu toții facem parte din echipa de salvatori, trebuie să fim uniți. Voi sunteți echipa mea de salvatori, oamenii sunt doar misiunea mea. Nu te supăra, Cody. E vremea festivalului. Veți merge acolo ca vehicule, apoi vă transformați pentru paradă. Putem participa? Va fi minunat! Apel de urgență transmis. Activat. Wow, a prins repede ideea cu vocea de robot. Ce mai așteptăm? Să mergem! Încerc! Cred că am ceva la contact. Încearcă mai tare! Încerc! Nu merge! E bine și așa. Acum pot admira parada fără să-mi fac griji pentru un supărăcios. Orașul va fi dezamăgit. Știi cât le place micuților în mașina de pompieri. Așteptați aici. Cody, privește! E noua invenția tatălui meu. Se numește Plutium. După pățania de aseară, mi-am dat seama că lumea are nevoie de heliu sintetizat controlabil. Vedeți? Un balon cu heliu obișnuit dispare pe veci cu noul Plutium. Iată! Nu mai pierdem baloane, nu mai sunt copii necăjiți și nu mă mai lupt pentru viață agățat de acoperișuri. E nemaipomenit! Am pus deja Plutium în baloanele de la paradă, vezi? Cody, începe spectacolul! E ceva incredibil! Heatwave pierde toată distracția. E fără îndoială cel mai mare și cel mai bun festival al homarilor și a tehnologiei de până acum. Îți vine să salivezi când îi privești, nu-i așa? Și culoarea acelor clești, priviți-le coada! Nici măcar nu pot merge drept fără mine. De obicei nu sunt patru roboți salvatori?
Nu-i nimic. Mulțimea nu pare să-i ducă lipsă. Scuzați-mă, aș vrea acel homar, vă rog. Scuzați-mă, Vino, Frankie. Abia aștept să mănânc unul dintre... Wow! Poate că homarii chiar sunt atracția festivalului. Homari zburători? Ce mulți sunt! Tată! Homari! Despre ce vorbești? Homari zburători! Privește! Bine că nu sunt iar animale. Vă putem ajuta cu ceva? Deocamdată rămâneți aici, ca roboți. Ajutor! Mulțumesc! Homarii trebuie să fi îngerat plutium. Nu bănuiam că are efect asupra țesuturilor vii. E și mai grozav decât pantalonii vaporizabili. Dar plutium își va pierde puterea, nu-i așa, doctore? Se va termina ca heliul? Plutium era conceput să reziste pe durata paradei, plus timpul în care lumea ducea baloanele acasă, împărțit la jumătatea de viață a atomului de heliu... Adică două zile. Două zile? Vom avea homari zburători pe... Zburomari, tată. Zburomari pe cerul orașului Griffin Rock două zile? Exact. O invazie de crustacee. Ar putea deveni cam deranjant. S-ar putea să am o soluție, dar la laborator. Tată, pot rămâne aici? Zburomarii sunt amuzanți. Numai să ai grijă. E un sfat bun. Ființele acestea au și clești. Hei, aveți grijă, crustacee egoiste! Ca primar, mă consider capul întregii familii din Griffin Rock. Așadar, vină, familie! Admiră tehnologia! Savurează niște... Așadar, asta este. Tocmai ați văzut, doamnelor și domnilor, orașul nostru este atacat. Ascundeți-vă, copiii! Păziți-vă proprietatea! Fierbeți niște apă! Putem scoate asta la montaj mai târziu, nu? Pleacă de aici! Lasă-le de pe mine! Ei, m-am săturat de gânile astea! Sau ciorpii! Să plece! Danny, avem nevoie de Blades. Ha! Avem nevoie de toți roboții. Nu știu cât timp mai pot suporta asta. Blades, transformă-te! Cu deosebită plăcere. Drept. Poți zbura, dar nu te poți ascunde. Jos, totul e pregătit. Bine, decolăm după un nou transport. Puștiule, trebuie să recunosc că a fost o idee foarte bună. Poate. Dar tot cu câte o cușcă, va dura o veșnicie. Da, domnule Murphy, știm despre homari. Dar sunteți în pericol real? O clipă, Cody, transmit apelurile de urgență centralei.
ține legătura cu noi. Lucrurile au luat o razna în tot orașul. Aici, poliția! Ridicați cleștii deasupra capului și... Vino aici! Văd că nu puteți să scăpați! Buletin general, atenție! La colț între Lac și Arsenal, primarul a fost atacat. Suntem aproape. Plecați! Nu știți cine sunt eu? O clipă! Mulțumesc, Boulder. Acum lasă-l jos pe primar. Și am găsit asta. Am avea nevoie de heat wave. La asta mă gândeam și eu. Heat wave, știu că mă auzi. Treci aici, mormande. Kate, nu așa îl convingi. Alo, heat wave, tu mă auzi? Ar fi bine dacă ai veni, mormande. Kate, hei, hei, unde-i Frankie? Asta e ultima avertizare. Dacă veniți mai aproape, vă pun la prăjit în unt, mă auziți? Ha! Ați sunat la urgențe? Cody, sunt în spatele bibliotecii și... Frankie, te poți suna înapoi? Suntem cam ocupați. Tu ești ocupat cu ceva? Cody, cred că zboromarii aceștia vor o cină. Frankie, nu pe tine te vor, ci jacheta. Poftim? Steaua de mare de pe jachetă. Poate că homarii o cred reală. Homarii mănâncă stele de mare. Ai dreptate, dar tot m-au încolțit. Stai puțin. Către toți roboții salvatori. Către toți roboții salvatori. Credeți că mă speriați? Va trebui să vă străduiți mai mult de atât. Bine, v-ați străduit suficient ajutor. Până la urmă, ai reușit să-ți pornești motorul, nu-i așa? Doar pentru că nu-mi plac paradele, nu înseamnă că nu-mi fac datoria. Echipa e mai presus de mine, nu-i așa? Dar și eu sunt în echipă. Ca să știi. Cody, îți sunt datoare. Îți mulțumesc și ție. Se pare că ești un erou, Heatwave. Mi-am făcut datoria. Prieteni, putem continua cu mulțumirile și laudele după ce reușim să scăpăm de ei? Către toți membrii echipei de salvare, reveniți în piața orașului. Doc a găsit ceva. Am sintetizat un nou compus de destabilizare pe care îl vom pompa în rezervorul de homari. El va începe imediat să extragă plutium din apă. Acesta va fi apoi eliberat în atmosferă, în siguranță, pe aici. Iar apa va reveni la normal. Vedeți? Homarii din rezervor nu mai plutesc, dar ce facem cu cei ce zboară încă prin tot orașul? Bună întrebare! Vaporizăm compusul de sinteză direct pe zburomari. Dar n-am avut timp să produc decât un lot, așa că va trebui să facem zburomarii să vină spre noi. Și cum să facem? Am încercat să-i adunăm, parcă ai mâna pisici. Da, par să nu se teamă de nimic. Toată lumea se teme de ceva. În ordine, hai să speriem niște zburomari. Funcționează, tată? Ce-i gata în zona ta? Porniți toate sistemele. Să-i dăm bătaie.
Minunat, exact pe cel care îl voiam. Salutare! Mă bucur să te văd. Mulțumesc că ai venit. Am nevoie de votul tău. Și de al tău, da. Cine vrea să mănânce homar? Eu cred că nu. Mi-a pierit pofta. Dacă toate paradele sunt așa, abia aștept să vină anul viitor. Planeta voastră e mereu fascinantă. Ce e atât de amuzant? Acum am priceput. Zbur romari. Pentru că zboară și pentru că sunt... Bine, nu contează. Știți, dintre toate ciudățenile pe care le-am văzut, asta este cea mai ciudată. Așa, amice. Poți urca mai sus? Cred că pot. Au dublat în limba română Paul Zurbău, Sebastian Lupu, Petre Ghimbășan, Carina Chereji, Alexandru Rusu, Cosmin Petruț, Andrian Locovei, Florian Silaghi, Pavel Sârghi, Adrian Moraru. Traducerea și adaptarea Delia Radu. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.